Bună ziua și iată astăzi, după ce am reușit să fac acel dispozitiv de a scoate câte o celulă din ramă cu larvă, continui cu micronucleea. Iată, am ajuns la final cu micronucleul. Aici este urdinișul. Iată așa, făcut din doi lați și această scândurică care glisează. Aici este aerisirea, se vede plasa. Și aici, în partea asta, asta este urdinișul. Bine, asta în legătură cu urdinișul. Acum vreau să vă arăt cum pun tabla pe capace. Data trecută v-am arătat cum am montat capacele și acum o să vă arăt cum montez tabla pe capace. Iată, avem foile de tablă tăiate. Deci, foaia de tablă este tăiată așa, la dimensiunea capacului. Asta e capacul. Și cum punem, o să vă arăt îndată aici. Iată, punem foaia de tablă, punem capacul. Și îndoim capacul astfel. Vă voi arăta exact cum vine. Deci, îndoim pur și simplu tabla peste capac. Am îndoit tabla. Și cum patem, strângem colțurile. Iată, am strâns colțurile. Deci să vă arăt cum am făcut. Deci, am pus tabla și aceste colțuri le-am strâns cu patent. Acum îndoim această parte tot cu mâna. Iată așa. Ne mai ajutăm și de patent, unde considerăm că este nevoie. Așa, astfel am realizat capacul pus. Așa arată el. Acum mergem, îl batem cu ciocanul. Aici, așa. Voi bate cu ciocanul. Și capacul astfel este gata. Iată, așa arată el. Acum îl voi pune pe micronuclea.
și astfel micronucleu arată cu tabla pusă, numai bun de utilizat. Numai bine și pe data viitoare.